Suntem în a 7-a zi de campanie electorală pentru alegerile locale din 5 iunie. Bună seara, doamnelor și domnilor! Dăm și noi start în acest moment dezbaterii noastre electorale din această seară. Bună seara, le spun și invitaților mei pe care am să vi-i prezint, doamna Daniela Cristiana Neagu, reprezentanta Partidului Național Liberal, domnul Constantin. Bună seara. Vă mulțumesc pentru că ați acceptat și frumos era să prezint întâi doamnele, dar am să continui cu domnul Constantin Basanjac. Bună seara, dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Din partea ALDE și nu în ultimul rând doamna Adriana Buga din partea PSRO. Bună seara, bună seara și telespectatorilor dumneavoastră și vă mulțumesc frumos pentru invitație. Și eu vă mulțumesc tuturor pentru că ați acceptat să fiți în platou astăzi seara așa la oaltă, să discutăm despre problemele județului mai cu seamă, pentru că doamnelor și domnilor, pe cei trei invitații ai mei îi veți găsi, dacă nu i-ați descoperit deja, pe listele consilierilor județeni. Își doresc să fie consilieri județeni. Începem cu prima temă a emisiunii și, așa cum se impune, o prezentare, chiar dacă îi cunoașteți, chiar dacă suntem un oraș mic, vorbim despre județ și atunci și cei din județ care ne urmăresc trebuie să îi cunoască pe cei ce ar putea să hotărască pentru ei. Aș invita-o pe doamna Daniela Cristiana Neagu să ne povestească așa, cine sunteți, doamnă? Sunt o doamnă membra Partidului Național Liberal cu state vechi în acest partid. Spuneți așa, apăsat. Mare, da. Așa. Pentru că am înțeles un lucru, că în politică nu există vârstă, politica merge de când te-ai înscris în partid până la maturitate. Și cine poate să ajungă la maturitatea ei este un privilegiu și eu cred că l-am atins. Ca atare, am fost 12 ani consilier local datorită activității mele în partid. Am avut pe toată această perioadă și momente de ascensiune și momente de deziluzii. Nimic nu este neted într-o carieră și chiar în cariera politică. Am învățat încet, încet și m-am maturizat. Am fost din 2003 președinta organizației de femei la municipiu, apoi din 2010 până în prezent sunt președinta organizației județene a femeilor liberale și vicepreședinte la nivel național. În toată această perioadă de activitate am putut să cunosc, am relaționat cu foarte multă lume din județ și din acest motiv, și cu asta argumentez, de ce de data aceasta am candidat pentru funcția de consilier județean. Mai am un atu în plus. Eu sunt în ultimii ani de activitate a mea profesională. Despre care vă rog să ne spuneți acum, pentru că argumentul... faptului că dumneavoastră vă aflați pe listă înseamnă un alt capitol, o altă întrebare. De aceea câteva date despre dumneavoastră, date personale pe care oamenii nu le știu. Vreau să vă apropiați de oameni. Vă rog. Sunt de carieră profesor, da. Profesor pensionar, cu contract de muncă plata cu ora în continuare, pentru că avem nevoie de profesori. Avem nevoie de profesori. N-am luat locul nimănui, e un lucru foarte important, ci dacă a fost nevoie, m-am dus. Și continui să mă duc, nu la oraș, ci la sat. Mi-am dorit foarte mult să fiu și profesor de țară. Și vă spuneam că în ultimii mei ani de activitate profesională activă, deci, am fost inspector management la ISJ Giurgiu și cu această ocazie am avut în subordine 21 de școli din județ. Deci relația mea cu județul a fost una strânsă și ca atare este un al doilea motiv pentru care am optat pentru funcția de consilier județean.
primul fiind președinte organizației județene, constituind 34... Am să vă iau din timpul argumentării, da? Pentru că ați depășit puțin granița. Ne oprim aici și o rog de data aceasta pe doamna Adriana Buga să se prezinte. Mă numesc Adriana Buga, am 35 de ani, sunt mama a doi copii. Sunt în politică din 2000, din 2000 până în 2012 am fost înscrisă în Partidul Social Democrat, am activat în organizația de tineret. În 2012 am, datorită conjuncturii și mai ales că Partidul Social Democrat a ales să candideze într-o alianță cu PNL-ul, am ales un alt partid, PPDD, pe listele căruia am și candidat ca și consilier județean și unde am și pot să spun că am rămas membru până în momentul în care s-a desființat. În prezent am ales Partidul Social Românesc, am ales în primul rând echipa, oamenii, mi-au plăcut ideile echipei și consider că mi se potrivesc și consider că împreună putem să facem ceva pentru județ. Ce profesie aveți? Sunt economist. Și sunteți în exercițiu, consilier județean în exercițiu, da, trebuia să specific de la începutul emisiunii, avem doi consilieri județeni în exercițiu, respectiv domnul Constantin Basanjac și doamna Adriana Buga. Și au să ne spună niște lucruri, știu eu, presimt. Dacă mai aveți ceva de spus sau trecem la domnul Basanjac. Pentru început am făcut o prezentare scurtă. Vă rog, domnule Basanjac. Să rămâne încă o dată, ce să vă spun. Sunt avocat din 1999, am început cu profesia, văd că pe toți ați întrebat. Am profesat în special în Giurgiu, dar mă rog, știți că avocații umblă prin toată țara. În politică, mult mai tânăr decât cele două doamne, am început din 2010, preluând conducerea Partidului Conservator, filiala Giurgiu. În urma fuziunii dintre Partidul Conservator și PLR, Partidul Liberal Reformator, la acest moment copreședinte al ALDE, unui noi, Alianța Liberalilor și Democraților. Consilier județean de la alegerile din 2012 și în prezent și de asemenea din nou pe lista de consilier județean. Gata prezentarea. Cam atât, dacă vreți mai mult, puteți întrebări. Da, acum... Așa, chit că mă repet, vreau să vă spun că oamenii vă cunosc. Vă cunosc pentru că sunteți pe niște posturi care face foarte facil acest lucru și s-a și vorbit, mai ales în ultima vreme. Ar fi fost bine să vă cunoască și mai mult și cred că știți despre ce vorbesc. De acolo, din sala de Consiliu Județean sau Consiliu Local, trebuie să se audă vocile consilierilor. De ce Consiliul Județean? De ce consilier județean? Eu, într-un fel, v-am argumentat de ce. Da. V-am spus 12 ani consilier local și oamenii mă cunosc și în calitatea mea de consilier local. Și am relaționat foarte mult cu oamenii pentru că 25 de ani am fost director de școală. Școala numărul 1. Deci foarte mulți părinți și elevi și foarte mulți actuali oameni politici mi-au fost elevi. Și de ce Consiliul Județean? Pentru că am intrat în această echipă de consilieri de Consiliul Județean în care mă simt bine și vreau să schimbăm într-adevăr fața județului Giurgiu. Avem și noi niște ambiții, niște pretenții, niște dorințe, nu numai pe hârtie, ci realizabile. Și vreau și eu ca om de cultură și de educație să avem un județ cu un învățământ performant, să avem un județ cu școli și
instituții de învățământ. Vă opresc, da, pentru că o să vă întreb de ce, da, de ce. De ce ați ales județul și apoi vă voi întreba ce lipsește județului. Vă rog, doamna Buga. Eu vreau să rectific puțin. În primul rând, eu candidez la Consiliul Local. Știu că vă regăsați, da, și pe lista Consiliului Județean, da, și atunci, da, și după informațiile mele, care nu cred că sunt, da, inexacte. Da, așa este, aveți dreptate în acest, mă regăsesc pe ambele liste, dar... Iată. Nu sunteți străină de județ și de discuția noastră. Nu asta sunt, am vrut să punctez. Sunt că sunteți pe mai multe liste. Asta e. Da, nu sunt străină de județ. În primul rând, cred cu tărie că se poate face mult mai mult în județul Giurgiu. Am spus-o și o spun în continuare. În acest mandat mi s-a părut și nu neapărat că mi s-a părut, cred că așa a fost, s-au irosit bani publici. Bani cu care se putea face mult mai multe, bani care au fost pur și simplu aruncați pe fereastră. Bani pentru care nu a fost tras nimeni la răspundere cum s-au cheltuit. Nu știu, au fost foarte multe nereguli. Pentru că, așa cum am și votat în ședințele de Consiliu, acele nereguli care mie mi s-au părut, nu, la urma ori am votat împotrivă, am cerut de fiecare dată și clarificări. Uneori mi s-au dat, alteori nu mi s-au dat, mai mult nu. Deci așa am văzut că s-a făcut în acest mandat, mai bine evităm răspunsuri, evităm clarificări și mergem înainte. Îl avem aici și pe domnul Basanjac. Și pe domnul Basanjac, dacă ne răspundeți la întrebarea de ce consilier județean, eu intuiesc răspunsul, dar vă rog să răspundeți. Și ce părere aveți față de ce a spus mai devreme colega dumneavoastră? Era un film Ce gândesc femeile, nu știam că a existat și cel ce gândesc bărbații, dacă intuiți ceea, da, ce aveam de spus. Da, de ce consilier județean? Am început în 2012, simplu vreau să-mi continui munca acolo. Și am făcut câteva lucruri bune, vorbesc în nume personal, dar și în numele partidului. În calitate de consilier ALDE am fost foarte puțin, fiindcă, na, pe sfârșitul mandatului acum. Apropo de colega mea, trebuie să-i răspund, nu sunt de acord cu cele afirmate de ea. Da, este adevărat că în ultima parte, în ultimul an, cred că dacă m-a lăsat memoria, a avut o poziție contrară, ca să spun așa, majorității Consiliului, dar știm cu toții că asta a fost politica pe care a adus-o partidul dumneei în ultimul an. Bani furați, bani aruncați pe fereastră, haideți să nu uităm că majoritatea a votat întotdeauna, majoritatea proiectelor, scuzați-mă că mă repet, și să nu uităm că în județul Giurgiu, în guvernarea Ponta, guvernarea semi-USL, să-i spunem așa, în județul Giurgiu au venit foarte mulți bani și vedem cu toți efectele, vedem spitalul în care s-a băgat o grămadă de bani în ultimul an, vedem teatrul care este renovat. Și domnul Basanjac, da, azi am fost la spital. Doamne, nu știu ce ați văzut dumneavoastră la spital, dacă vreau să spun pe bune, da, și la sunt cartele, la momentul la acesta cum și în ce fel arată spitalul. Dar la sfârșitul lucrărilor vom vedea și rezultate bune, zic eu. Ce părere aveți? Acum ați intrat așa mai în miezul problemei. Să discutăm despre ultimul mandat, acesta de 4 ani, și sunt sigură că nici doamna Neagu nu este străină, de vreme ce își dorește să vină în Consiliul Județean și probabil știți. Nici ea nu e străină. Sigur, ce se întâmplă acolo. Da, doamna Adriana Buga a spus niște lucruri pe care bănuiesc că și le și asumă. Dumneavoastră le negați. Ați fost în același consiliu. Nu spun că neg ceva ce afirmă dumneavoastră. Nu, vreau să mă fac înțeles. Nu sunt de acord cu dumneavoastră. Da? Din ce punct de vedere? A fost de fiecare dată în sala de consiliu și eu unul, nu mi-amintesc ca doamna Buga să fi luat vreodată cuvântul să spună mă opun acestui proiect, fiindcă sau fiindcă. Și dacă au luat cuvântul, ce au făcut domnul Basanjac? Cine a luat cuvântul, doamnă? Domnul
Boierescu în fiecare ședință. Domnul Basangeac, să vedem un puțin. Vedeți și dacă se ia cuvântul. Da, vă rog, doamna Neagu, ați ridicat numele. Eu, ca un cadru didactic, așa, am să-i corectez puțin și să-i ponderez puțin. Eu am asistat, n-am fost în miezul problemei cum au fost dumnealor. Ați asistat la niște ședințe. Da, asistat sau din presă, din sursele dumneavoastră TV. Dar ceea ce rămâne este ceea ce se vede în județ. Și concluzia mea este foarte clară. Infrastructură nu s-a mai continuat. Am rămas codași. Spitalul acum pe ultima sută de metri. Mai să nu primească... Mi-e jenă să mă duc în spital. Teatru, după lupte seculare care au durat... Peste 20 de ani. Peste nu știu câți ani, ghilimele cu seculare, într-un sfârșit se renovează bucuria noastră. Școlile. Școlile din județ, întrebați-mă pe mine câte școli nu au autorizație sanitară de funcționare. Nu s-a mai făcut nimic. Ați discutat despre asta în Consiliu, domnul Basangeac? Școlile nu sunt treaba Consiliului Județean, domnule. Acesta este răspunsul pe care l-a dat domnul președinte. Eu nu sunt purtătorul de cuvânt al domnului Mustăță. Haideți să cunoaștem un pic legile din țara noastră. Școlile nu sunt în angrenajul, nu sunt în subordinea Consiliului Județean. Consiliul Județean nu poate cheltui bani pe școli, scurt. Da. Cine cheltuie bani pentru școli? Comunele. Există comunele, proiecte, unitățile administrative teritoriale care le au un există administrat. Proiecte europene prin care se pot accesa fonduri inclusiv pentru școli. Da? Pentru școli, domnul Basangeac. Da. Și da. Cred că și nu numai, există și pentru multe altele. Până în 2020. Pentru cămine culturale, pentru orice, aproape orice proiect care doresc să-l realizezi într-o comună, îl poți accesa, numai că dacă primarii sunt cei pe care i-am avut până acum, știți și dumneavoastră cum. Da? Câte da. Comune au accesat proiect? Foarte puțin. De ce? De ce? În primul rând din vina PDL-ului care a blocat toate acele proiecte. Cine ar trebui să-i concilieze pe primari? Cum cine? Cine ar trebui să-i concilieze? Să-i îndrume? Domnule, vă rog frumos, chiar nu vreau, deci nu vreau să fiu cel care pare rău cu două doamne în seara asta, dar până la urmă suntem politicieni. Consiliul Județean nu are niciun fel în subordine, scrie și în 215 comunele. Dar nu am spus că are în subordine comunele. Deci nu despre asta e vorba în propoziția noastră. Pe de altfel, cum ar fi putut Consiliul Județean să atragă fonduri europene pentru comune? Ar fi putut. Nu, vă asigur că nu. Ar fi putut. Nu face subiectul de astă seară, dar... În niște parteneriate s-ar putea, dar Consiliul Județean poate intra în parteneriat. Sunteți, doamna Buga, sunteți mulțumită de ultimii 4 ani? Revin cu această întrebare. Pentru da, că... Aș vrea să lămuresc ceva. Colegul meu a spus că sunt total împotrivă sau că am votat cum mi s-a dictat partidul. Nu am spus asta. Ba da, ați... A spus că ați făcut politica partidului. Da. Care partid? Care, că se desființase? Deci care? Deci vă spun la modul cel mai sincer. În ultimul an chiar am votat așa cum am crezut și cum mi-a dictat conștiința. Da, am luat cuvântul și de fiecare dată știți și dumneavoastră foarte bine cum se ia cuvântul în Consiliul Județean. Se vorbea cât dorea domnul președinte și eventual... Da, știu, am fost și eu acolo și... destul de arogant. Nu spun că nu au fost și proiecte bune. Nu, au fost și proiecte bune în favoarea cetățenilor, pentru care... adică pe care le-am susținut și pe care le-am și votat. Dar au fost și multe nereguli pe care am recunoscut, nu le-am votat. Cum a fost, de exemplu, și ultima ședință la care am participat, la care știți foarte bine că doar ați mediatizat și dumneavoastră, unde s-au dat 1435 de ajutoare financiare către persoane fizice. În momentul în care am cerut să consult dosarele persoanelor respective pentru a ști pe ce criterii se dau banii respectivi, pentru ce anume se dau banii respectivi, am vrut să știu ce votez.
sunt mama a doi copii, nu vreau să fiu trasă la răspundere pentru că sunt de acord cu pomeni electorale. Și nu mi s-a spus că nu pot consulta acele dosare. Răspunsul de acolo a fost, pe care domnul președinte mi l-a dat după ședință, să fac cerere către Consiliul Județean pentru a putea consulta acele dosare. Dacă dumneavoastră asta vi se pare în regulă, sunt și eu de acord cu dumneavoastră. Deci nu mă înțelegeți greșit. Nu am spus că nu s-au făcut și proiecte bune pentru județ, dar au fost și foarte multe nereguli. Și cred că se poate face mult mai mult cu banii aceia, care sunt puțini, că toată lumea spune că în județul Giurgiu sunt puțini. Sunt puțini bani, dar gestionați corect, eu cred că putem să realizăm foarte multe. Da, în cele din urmă, că tot a venit vorba și sunt foarte mulți oameni care ne urmăresc față de ajutoarele, sprijinele financiare pe care prefectul le-a contestat, de fapt, nu sprijinele, ci a fost... Ajutoare, sprijine financiare. Sprijine financiare. Persoanele, nu sumele, ci a contestat în instanță procedura. Zic bine, domnule Pasangeac? Da. Deci nu a fost... A fost atacată nu pe fond. Deci, atenție, pe fond. Majoritatea așa a votat pentru acordarea acestor sprijine, vreo 1500 de oameni. Nu știu dacă toți, dar cred că marea majoritate a amărâți au așteptat aceste, nu? Zic bine? Aceste sprijine. Dacă m-a lăsat și a fost... să vă explic, da, vă rog. Da, a fost un număr mult mai mare decât de obicei pe capitolul de sprijine financiare și nu a fost vorba nici de cum de o pomană electorală, se apropia Paștele și erau sume începând, cred că nu mă înșel, de la 100-200 de lei pentru unii, iar pentru cei cu probleme de sănătate, cu probleme financiare, sociale grave, da, sumele erau relativ mai mari decât cele spuse înainte. E adevărat, colega mea așa le-a considerat, cred că tot dumneavoastră a și făcut o adresă către prefectul județului Giurgiu, dacă nu doamna deputat Liliana Ciobanu, chiar nu știu exact cine a făcut lucrul ăsta. Doi consilieri au făcut, da, au reclamat, pentru că eu am stat de vorbă. Mă rog, e dreptul fiecăruia atunci când consideră prefectul Zorinel Niculcea și da, așa mi-a spus. E dreptul fiecăruia, mai ales în calitate de consilier județean, dacă consideră că nu e ceva în regulă să ceară explicații. Mi s-a părut legitimă, bineînțeles, nu negat, solicitarea doamnei. Să reclame, la urmă, urmei, că ăsta e cuvântul cel mai des întâlnit. Însă, părerea mea a fost că a fost un act neavenit, cred eu, unul cred. Rămâne ca instanța să hotărască, ne băgăm într-o... Deja discutăm un proces acum, ceea ce nu prea se face. Rămâne ca instanța să hotărască dacă s-a procedat corect sau nu. Cert este că acei oameni nu și-au mai primit, de fapt, și-au primit banii, dar nu toți cei de pe listă. Să nu dați vina pe cei doi consilieri, pentru că vă spun de spus, ce. E dreptul fiecăruia de a contesta. Puteau fi puse restul dosarelor pe ordinea de zi a următoarei ședințe de Consiliu Județean de marți, da? E o ședință ordinară, da? Ultima ședință puteau fi repuse. Haideți să vă spun de ce nu. Hotărârea a fost într-un ansamblu al ei, nu a fost luată, dacă existau 1000 și ceva de hotărâri pentru fiecare atunci persoană. Atunci reluam, puteam să, a fost dacă de procedură. Se ataca doar o parte dintre ele și o parte nu, se putea foarte simplu, ni le retrăgeam, ca să spun așa, reveneam asupra lor și dădeam altele. Nu a fost și cazul acesteia, deci nu puteam să luăm o nouă hotărâre cu privire la aceeași problemă, odată ce era atacat în instanță, trebuie să se putea. Eu vă spun din punctul meu de vedere. Se putea și asta a susținut și prefectul. Vă spun de ce, fiindcă o parte din ajutoare au fost deja plătite. Dacă nu erau deja plătite până la momentul în care erau atacate, ok, reveneam asupra ei și dădeam o altă. Dar foarte pe scurt, nu, doar foarte trebuie să sigur că da. Să nu uităm un lucru. Este drept și eu și la alte emisiuni am spus un lucru. Nu sunt de acord cu aceste ajutoare de principiu. Doar în 30 de secunde vă voi spune de ce. Ar trebui să facem în așa fel ca în județul Giurgiu să nu mai fie nevoie de atâtea sprijine financiare. Dar la momentul ăsta nu avem cum altfel, fiindcă Giurgiu este un... Se pare puțin populist. Nu e deloc populist. Discursul. Ba nu, este doar de viitor. Vă rog, aș vrea acum, mă scuzați că nu vă cer scuze pentru întrebare că celor sunt doi. Curioasă ce părere. Vă rog, da. Îmi permiteți? Sigur că da.
A avut și o doamnă care conduce Art Millennium, copiii aceia care au plecat în Franța, și i s-a refuzat un sprijin de 15.000 de lei. Eu nu mai știu ce s-a întâmplat în următoarea etapă, dar știu că dumneai a muncit mult pentru a găsi donatori, sponsori, ca să plece în această deplasare la Paris, deci era un merit, erau niște copii care ne reprezentau. Ei s-au întors deja și sunt curioasă, îi întreb, că nu am mai urmări, sincer vă spun, s-au dat acest... Iar nu dat avem de unde să știm asta, doamnă. Cum să știi, păi, că de rost 1000 și ceva de... Păi nu, se poate, asta era ceva care... Da, substanțial. Nu e adevărat, nu e adevărat. Eu vă spun și de ce nu s-a dat. N-am cum să țin minte 1000 și ceva de persoană. Nu s-a dat. Nu s-a dat pentru că era membră PNL. A, da? Da. Nu știu motivul. Vă rog frumos. Nu știu motivul. Deci chiar vă rog frumos, nu faceți astfel de afirmații. Nu știu nici motivul pentru care în lista respectivă cu sprijine financiare unele persoane apărau cu 200, altele cu 1500. Deci, v-am zis, eu vă spun, era cazul neconcordanțe între sume. De ce nu au dat tuturor din lista respectivă 1000 de lei? Și domnul Bastangeac, nu vreau să fiu rea, dar și anul trecut a fost Paștele. De ce nu s-au dat 1400 de sprijine financiare și anul trecut? Că dumneavoastră a zis că s-au dat acum pentru că a fost Paștele. Și anul trecut a fost probabil Paștele. Că anul trecut și nu au fost bani în buget, anul ăsta a fost. Da, deci nu s-a dat. Da. Depășim momentul. Da. Aș vrea să vorbiți puțin și despre listele din care faceți parte, despre echipa din care faceți parte și despre colegii dumneavoastră. Vă rog. Eu candidez echipa liberală alături de colegii mei și criteriile Partidului Național Liberal le știe toată lumea. Decalogul nostru, domnul președinte Beianu ne-a analizat pe fiecare și toți candidații la Consiliul Județean, cât și la Consiliul Local, sunt oameni corecți, oameni cinstiți, oameni care muncesc în partid și care știu să nu promită, ci să și facă. Suntem o echipă și am înțeles că numai împreună putem reuși. Ceea ce ne-am propus noi pentru județul Giurgiu nu sunt cuvinte goale, ce din coada o să sune, ci sunt niște realități pe care le dorim și vrem ca județul nostru să ridice puțin de la gradul de sărăcie în care se află. Nu spun că o să fie la superlativ, dar cât de cât să ne reabilităm față de celelalte județe, chiar județele limitrofe județului nostru, care de multe ori ne-au întrecut. Mă interesează foarte mult și ce spun ceilalți doi invitați. Vă las puțin în suspans. Trebuie să le spun telespectatorilor noștri că există spoturi de campanie, astfel încât invitații prezenți în platou au un spațiu pentru clipul electoral al partidului din care provine. Și astă seară singurul partid care a adus acest spot electoral și să nu fim suspectați de Doamne ferește cine știe ce, i-am întrebat înainte, știau despre ce este vorba, nu au adus, de aceea ne întoarcem în direct cu dumneavoastră după spotul ce urmează. Avem o echipă bună acum și sperăm să facem treabă bună. Aducem locuri de muncă multe. De ce n-am creat curățenia orașului cu o direcție din subordinea primăriei, unde să poată să fie mai bine gestionată de către primar, să creeze mai multe locuri de muncă? Corectitudine, sinceritate și am încredere eu în domnul Floricel. Este un om cinstit, așa din câte îl cunosc eu, un om drept. Vreau să facem o echipă pentru oraș. Dacă dezvoltăm orașul, înseamnă că am rezolvat un lucru bun. N-am
întors, doamnelor și domnilor, așteptam pe ceilalți doi invitați care nu au răspuns, nu, ne datorează un răspuns la întrebarea cum descrieți echipa din care veniți, pe colegii dumneavoastră pe care probabil, nu știu, o să-i întâlnim, nu știm de la ce partide vor fi în Consiliul Județean, domnul Basanjac. Vă referiți la echipa noastră? Echipa dumneavoastră, candidații de pe lista sau la candidații celorlalte partide? Nu. Echipa dumneavoastră, sigur. Din expunerea noastră nu am înțeles asta. Ce să vă spun? Suntem cu toții profesioniști în meseria pe care ne-am ales-o și pe care o exercităm. De fiecare dată, fiecare în parte și-a dovedit competențele. Printre noi se află, cred că, trei din foștii consilieri județeani, pe locuri eligibile, spunem noi, că nu ne îmbătăm cu apă rece, că vom lua tot Consiliul Județean. Toți sunt oameni cinstiți, fără probleme, fără nepătați, fără probleme penale, că tot e la modă. Oameni care vor să muncească pentru județul ăsta, să-i dea o față nouă, ca să zic așa, cam învechit termenul ăsta, ca, după părerea mea. Sunt multe de făcut în județul Giurgiu, dar presupun că despre asta ne veți lăsa să vorbim mai târziu. Sigur, despre proiecte, vă rog. Ce să vă spun, fac parte dintr-o echipă a unui partid tânăr, ca să zic așa, un partid nou înființat. Mai mult de 50% din colegii mei sunt persoane care fac pentru prima dată politică, au ales să se implice și să nu mai fie simpli spectatori. Suntem persoane serioase, suntem persoane consecvente, perseverente. Suntem o echipă care avem idei, avem proiecte viabile, zic eu, proiecte, nu ne îmbătăm cu apă rece și știm că putem să facem ceva cu banii aceia puțini ai județului, de care spune toată lumea, că numai acest lucru aud. Giurgiu este un județ sărac care are bani puțini. Da, este un județ sărac, dar care poate atrage fonduri. Este un județ unde se poate face mai mult și cu bani puțini. Și suntem acele persoane, zicem noi, care credem că putem să facem acest lucru. Din acest motiv și colegii mei, care, v-am spus, fac pentru prima dată politică, s-au hotărât să intre în politică și să demonstreze acest lucru. Și eu cred că putem. Și acum partea, tema, poate cea mai interesantă, prin care veți încerca să-i convingeți pe oameni. Proiectele cu care veniți. Proiectele cu care veniți, pentru că nevoile se cunosc și cine nu, toată lumea, cine nu simte asta? Giurgiu este un oraș foarte sărac, foarte sărac. Și atunci vorbele mari, știți, electoratul s-a maturizat, s-a săturat și știe să distingă un discurs populist, știu eu, de un proiect să pară viabil, credibil. Și vă întreb, cu ce veniți în fața oamenilor? Vă rog. Județul Giurgiu, eu mai refer la județ, l-am străbătut din nord la sud și invers. Din aici includem și municipiul. Și municipiul. Suntem... O să iau întâi cu județ. Vă rog. Este împărțit chiar în două, pot să vă spun. Partea de nord. Nordul, da. Satele arată cu totul altfel. Adevărat. Chiar se apropie de o comună europeană. În partea de sud a județului este multă, multă sărăcie. Fețele oamenilor din nord sunt fețe zâmbitoare, oameni încrezători, oameni care își propun din ce în ce să trăiască mai bine. Oamenii din sud, oameni triști, o vestimentație săracă, oameni care nu au apă, oameni care își doresc canalizare, oameni care își doresc drumuri asfaltate, oamenii care își doresc să-ți mai lase cizmele vara, sunt foarte și ei
un pantof. E valabil și în deci reședința de județ. Prioritatea zero a programului nostru este infrastructura. Și mergeam zilele trecute în localitatea Putineiu și toți cetățenii care stau la poartă, ne întâmpinau, ne priveau, doreau asfaltarea drumului, nu știu ce număr se numește, deci la Putineiu, care face legătura cea mai rapidă între Giurgiu și Alexandria. Și Alexandria. Că, zice, nici nu știți câți turiști de hartă, de GPS-uri care le arată se drumul cel mai scurt, se întorc acolo. Da. Și iar, deci este un lucru esențial. Printre alte priorități, nu neglijăm sănătatea. Sunt atâtea instituții în subordinea Consiliului Județean, Spitalul Județean, Cultura, Direcția de DGSCP-ul, Direcția Generală de Protecție Socială, DGSCP-CG-ul. Ne mai bâlbâim, că sunt foarte multe prescurtări. Da. Aici trebuie lucrat, iarăși. Sunt foarte mulți oameni în vârstă, copiii sunt plecați, au rămas singuri, ei nu mai pot și trebuie să acordăm atenție celor care să se ocupe, deci programe de pregătire a asistenților sociali pentru ajutorarea oamenilor nevoiași și oamenilor fără sprijin din partea socială, protecția socială. Da. De asemenea, sunt o serie de, trebuie continuate programele și chiar prin fonduri europene, prin fondurile, prin bugetul județean de așezăminte pentru bătrâni. Continuate și chiar finalizate, cele care sunt acum începute la Stănești, în satul Oncești și parcă mai este la Hotarele. Da. În problema învățământului, avem copii performanți. O să revitalizăm acel centru de excelență, ca de acești copii performeri nu se mai ocupă nimeni. Așa este. Ei, părinții, trebuie susținuți. Dar cum? Prin prezentarea lor acolo, dar și niște cadre didactice corespunzător pregătite pentru a le ridica calitatea. Vedeți, dumneavoastră aveți copil, eu am copil, eu am terminat cu toate nivelurile așa, colegii mei au copii și fiecare când își duce copilul la școală se interesează cine e învățător, cine va fi diriginte, da, ce colectiv este, dacă nu-i convine, pentru că sunt copii cu potențial intelectual foarte ridicat, dar dacă nimeresc într-un colectiv unde nu există interes pentru ceva, copilul decade. Regresează. Și atunci trebuie să îi ducem mai departe. Sunt multe promisiuni. Dar vor fi realități. Nu vor rămâne, încă o dată spun, promisiuni. Referitor la Giurgiu, municipiul nostru. Municipiul nostru care, sincer vă spun, eu sunt om giurgiuvean, îmi iubesc orașul, n-am vrut nici când am avut repartiție guvernamentală să mă duc în altă parte decât în orașul Giurgiu. Mi s-a oferit Craiova, Sibiu, nu, vin la Giurgiu. Deci omul sfințește locul și cel care este de aici este cel care își gospodărește orașul ca și propria casă. Orașul nostru nu mai este cel care era în 2008-2012. Frumos, cu verdeață multă, când veneau străinii chiar se minunau, când veneau colegii mei din alte părți la Agape să ne întâlnim, ce oraș v-ați făcut voi, ce capitală de județ frumoasă, da, așa acum este. Nu mai arată așa. Să trecem și la doamna Adriana Buga, proiectele dumneavoastră. Da, în primul rând recunosc, eu fiind mama doi copii mici, aș vrea în municipiu să susțin ființarea a două creșe. Deci în momentul acesta în municipiul Giurgiu este o singură creșă unde sunt locuri insuficiente pentru copii până în 3 ani. Este o problemă cu care eu m-am lovit. Apoi eu spun că noi suntem o echipă a faptelor.
Nu vrem să promitem foarte multe, vrem să demonstrăm că putem să facem. Am de asfaltări, am tot auzit, vă spun sincer, din 2000, de când sunt în politică, am tot auzit că se fac străzi, se asfaltează, asta cred că nu mai trebuie să intre ca și promisiune electorală. Mi se pare că este ceva de bun simț. Este care normalitatea. Intră, da, care intră în atribuțiunile Consiliului Județean. Deci nu trebuie ca fiecare candidat care vine să înceapă să promită voi asfalta strada, nu știu care. Nu, este ceva normal care trebuie să se întâmple. Este ceva de care persoanele respective, cetățenii comunelor respective au nevoie pentru un trai decent. Vom sprijini în primul rând vom sprijini fiecare comună în parte și vom căuta nevoile fiecărora. Adică nu vrem să ne îmbătăm cu apă rece și să scoatem proiecte pe bandă rulantă și eventual să ne gândim la investiții care nu sunt viabile în comunele respective. Mi se pare normal să fie o transparență, mi se pare normal ca administrația județeană să asigure această transparență și mi se pare normal ca proiectele să le facă împreună cu cetățenii județului. Vom continua proiectele care sunt viabile și care sunt bune pentru județ. Le suntem pentru continuarea acestor proiecte, nu suntem echipa care să credem și care să zicem, da, începând din anul acesta, dacă noi venim în Consiliul Județean, nu, întrerupem proiecte respective pentru că noi considerăm că vom face altele. Nu, mi se pare normal să continuăm proiectele care sunt bune, mi se pare normal să sprijinim învățământul, mi se pare normal să sprijinim sănătatea, trebuie să avem un spital modern, trebuie să avem un spital în care pacienții să fie tratați corespunzător, nu unde pacienții să meargă și eventual să nu găsească servicii de calitate, să trebuiască să plece din spitalul Giurgiu și să meargă în țară undeva să se trateze pentru diverse boli. Mi se pare normal să sprijinim cultura și vom sprijini cultura și exact cum am spus puțin mai devreme, trebuie să atragem investitori, pentru că în momentul acesta suntem un județ sărac și datorită acestui lucru. Sunt locuri puține de muncă pentru că nu avem investitori. Nu au oamenii unde, pe unde să vină. Doamna Buga, investitorii. Putem să atragem investitori atâta timp cât le creăm și facilități. Da? Deci trebuie să creăm facilități și să atragem investitori. Domnul Basangeac, cu ce seduceți electoratul? Nu vrem să-l seducem, că știți că îl seducem și-l abandonăm. Noi vrem să-l asigurăm că prin echipa care am format-o, pe care am format-o, vom încerca nu să promitem, ci să realizăm. Și nu spun vorbe mari sau populiste, așa cum acuzați mai devreme. O să ajung și la ideea aceea. Nu v-am acuzat. Ei, m-ați drăgălășit cu acele cuvinte. Există trei factori, da? Social, economic și cultural, care pot fi puși în discuție. Pe economic, Consiliul Județean nu poate lucra foarte mult, fiindcă nu e în atribuțiile sale. Vorbea colega mea de atragerea de investitori. Da, se poate face, dar într-o singură modalitate, după părerea mea. Investitorul vine atunci când îi se oferă niște condiții mult mai bune decât în altă parte. Vedem cazul geografic al altor țări, unde investitorii pleacă în China sau în Thailanda sau eu știu unde. Sau altor părți din țara noastră, altor zone din țara noastră, vezi Transilvania și așa mai departe, care e foarte bine dezvoltată economic. E bine, și în județul Giurgiu se pot atrage investitori, considerăm și noi, cu anumite facilități care pot fi puse la îndemâna dumnealor. Nu putem să spunem oamenilor, da, noi vom face al de asta.
fiindcă conștientizăm un lucru. Consiliul Județean nu se poate implica foarte tare în factorul economic. Și atunci despre ce vorbim? Cum atragem noi investitorii? Cum le creăm facilitățile astea? Avem o marjă foarte strânsă în privința aceasta. Acesta este apanajul fiecărei unități administrativ-teritoriale, fiecărei comune, fiecărui oraș, să fie deștept, să poată să facă în așa fel încât să atragă investitori pe planul lor local. Factorul social. Prin Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului, ca să nu mai luăm pe litere, s-a tot încercat ca persoanele defavorizate din județul nostru, și aici vorbim de copii și bătrâni în special, să fie cât mai bine protejate. Cred că nimeni nu are ce reproșa cu privire la felul cum a fost condusă această instituție în acești 4 ani. Eu nu am fost în Consiliul Director acolo, nu pot să spun că am fost dezinteresat. Am mers aproape la fiecare ședință a Consiliului Director și din punctul meu de vedere lucrurile au decurs bine acolo. Spunea doamna despre crearea de noi centre. Ei bine, vreau să vă spun că nici cele pe care le avem nu sunt ocupate. Deci nu știu dacă ar fi oportun crearea de noi centre, să investești în... Știți că nu înseamnă doar o simplă clădire unde poți să adăpostești... Trebuie identificate cazurile de către personalul, adică... Nu e adevărat. Haideți să fim realiști și să nu căutăm să luăm apărarea nimănui. Mai ales ca moderator ce sunteți. Ideea este următoarea. Dacă noi nu avem ocupate spațiile pe care le avem acum create, numărul de locuri nu este ocupat, fiindcă știm, la noi în România, în special și mai ales în sudul țării, omul își părăsește casa, moare acolo în ea unde se află și nu înțelege că într-un azil, cum îi spunem noi românește, poate să ducă un trai decent. E bine, atâta timp cât nu vrea, nu-l poți obliga să meargă acolo și atâta timp cât nu-l poți obliga, normal că acele centre rămân goale. Puține sunt cazurile când oamenii înțeleg că le este mult mai bine și apelează la serviciile acestea. Rămăsese factorul cultural. Giurgiu suferă foarte tare la capitolul ăsta. Practic singura instituție de cultură este teatrul. Vedem că acum a început să se renoveze, să sperăm că lucrările vor decurge cât mai repede și că vor fi bine făcute. Nu văd de ce nu ar fi, fiindcă știu că a fost alocată o sumă importantă de bani de către Consiliul Județean. Pe lângă aceasta, ca și din punct de vedere cultural, au mai fost acele manifestări făcute în special în municipiul Giurgiu de mulți iubitori de cultură, ca să spunem așa. Am vorbit mai mult despre ceea ce s-a făcut într-un fel sau cum s-ar putea face mai multe lucruri, anumite lucruri, de ce. Nu că nu avem proiecte. Nu vrem să spunem acum vom face drumurile. Știm că de 4 ani, și nu de 4 ani, de atâția ani se trage de drumuri. Nu s-a finalizat decât mică parte din ele, a fost vorba și de fonduri europene atrase. S-au făcut lucrări de calitate, dar nu au fost finalizate. Drumul despre care vorbea doamna o să intre cu siguranță în construcție în curând. Este un proiect al Consiliului Județean care o să-și urmeze pașii. Vă rog. Vă rog. Nu, ați spus de drumuri și vreau să vă întreb ce se întâmplă, ce le spuneți giurgiuvenilor. Suntem la finalul emisiunii. Vă rog. Ce le spuneți giurgiuvenilor care se întreabă ce facem cu proiectele nefinalizate pe fonduri, proiecte pe fonduri europene. Se vor finaliza europene. Într-un fel sau altul, se vor finaliza. La termen? Sperăm astfel încât să nu fie giurgiuvenii nevoiți să scoată bani din buzunare, să plătească niște miliarde? Dacă încercați să arcați în spatele Consiliului Județean asta, că am un răspuns pentru dumneavoastră. În spatele Consiliului Local. Păi, vă întreb că sunteți și doamna Buga se uită la mine. Vreți să vă dau un răspuns clar pe aspectul ăsta? Da. ADI-urile au trenat un pic cam mult. Anumite, dar nu amestecăm aici cu ADI-urile. La faza de drumuri, pe cum bine știți și dumneavoastră, s-a trenat fiindcă cei care au existat, cei aleși să execute lucrările, cei care au câștigat licitațiile, au avut mari probleme financiare. Mulți, 2 sau 3, cred, au intrat chiar în insolvență. Unii dintre ei
nu și-au executat lucrările la timp din diverse motive și Consiliul Județean a ajuns, uitați, într-o situație fără precedent. Din cauza celor care spuneți, da? Că din cauza celor care au câștigat licitațiile. În principal din cauza constructorilor, nu din alte cauze. Din cauza constructorilor. Da. Aș vrea să continui cu, mi-am adus aminte ceva foarte important și chiar mă adresez tuturor celor de la sate care vizionează această emisiune. În programul nostru avem un lucru foarte important și îl văd foarte important, la care precis îl vom realiza. Agricultura este de bază, munca de bază a țăranului. Vom face 3 centre de colectare, de colectare a produselor pe care ei le vor realiza. La Colibaș cu legumele, la Hotarele cu fructele și la Adunații Copăceni cu florile. Pentru că, vedeți, directiva ca în supermarketuri și în toate celelalte să fie cel puțin 50% produse românești. E un lucru pe care vrem să îl realizăm și cred că vom facem tot posibilul prin fonduri, accesarea fondurilor europene. Că dumneavoastră mi-a adresat, cum veți face din punct de vedere legal lucrul ăsta Consiliul Județean? Păi, accesăm proiecte... Nu aveți voie să faceți așa ceva. Nu sunteți societate economică. Nu spuneți, nu aveți voie să faceți așa, pentru că deci, intrăm așa într-o polemică și suntem la finalul emisiunii. Dacă se vrea, se poate. Vă rog să spuneți, proiectele nefinalizate, sunteți de aceeași părere cu colegul dumneavoastră din Consiliul Județean, că aceste proiecte vor fi finalizate la timp și... N-am spus eu că vor fi finalizate la timp. Rămâne de văzut. Da. Ați spus că vor fi. Eu am spus termenul, că sper că da. Da, termenul este la sfârșitul lunii iunie și sper din tot sufletul că vor fi finalizate pentru a nu fi nevoiți noi cetățenii să scoatem bani din buzunar să... Pentru că altfel o să fie prăpăd. Mulți bani trebuie să dăm, bani pe care trebuia să-i primim. Și ar fi fost de preferat. Am ajuns la finalul emisiunii. Repede, vă rog, un mesaj pentru Giurgiuveni. Pentru Giurgiuveni, numai împreună vom reuși. Suntem Partidul Național Liberal, este o echipă și vrem să transformăm atât orașul cât și județul într-un oraș modern, într-un județ european. Domnul Basanceac, vă mulțumesc încă o dată. Dragi giurgiuveni, vă invităm să ne votați. Aveți pe lista de consilieri numai profesioniști, oameni care vor să lucreze pentru dumneavoastră, oameni care să lucreze în interesul dumneavoastră. Nu venim în fața dumneavoastră cu proiecte nerealizabile. Veți observa că proiectele noastre nu sunt de vis, ci sunt cele care sunt necesare pentru județul Giurgiu. Vă mulțumesc! Doamna Adriana Buga. Noi, Partidul Social Românesc, suntem un partid tânăr, avem o echipă tânără, avem o echipă care vrea să realizeze, care poate să realizeze, sunt persoane care au hotărât să se implice pentru prima dată în viața politică, sunt persoane care știu că se pot face proiecte viabile. Noi, ca și partid, ca și echipă, susținem aceste proiecte și în primul rând vrem să vă spunem că numai împreună cu dumneavoastră putem să le punem și în aplicare. Vă mulțumim! Doamna Daniela Cristiana Neagu, Partidul Național Liberal, domnul Constantin Basanceac, ALDE, și doamna Adriana Buga, PSRO. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în platou. Mulțumim și mulțumim noi. Și noi. Succes. Mulțumim. Vă doresc și să faceți lucruri bune pentru Giurgiuveni, dacă vă... Mai prin muncă vom reuși. Da. Asta da. Adevărat. Muncă și muncă cinstită. Da. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor. Aceasta a fost ediția din această seară. Noi ne revedem luni la o nouă ediție Audiența. Rămâneți cu TV Giurgiu. Noapte bună!